Din spusele medicilor, una dintre cele mai periculoase boli din această perioadă a anului este gripa AH1N1, numită de asemenea și gripa porcină. Această boală este una foarte periculoasă, atât pentru cei adulți, cât și pentru copii. Ea poate provoca complicații grave, spune doamna Lilia Cazacu, medic de familie din orașul Florești. Gripa este o maladie cauzată de virus care afectează nasul, gâtul, laringele, bronșele, traheea și uneori chiar și plămânii. Sursa de infecție este însuși omul bolnav. Gripa se transmite prin căile aeriene. Primele simptome ale gripei sunt febră bruscă, înaltă, până la temperaturi de 39, cefalee, vertigi, poate apărea uneori și vomă, dureri în articulații și dureri în piept. În caz de apariția acestor simptome, este necesar de a solicita medicul la domiciliu. Potrivit medicilor, copiii sunt mai sensibili la această boală. O răceală simplă se tratează timp de 7 zile, iar dacă apar complicații, prima consultanță a medicului se face la domiciliu. Dacă medicul constatează o severitate a bolii, singur cheamă ambulanța. Vreau să menționez că aspirina este contraindicată copiilor până la 18 ani, fiindcă afectează sistemul nervos. Se indică paracetamol, ibuprofen, nurofen, Migul. Pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească de această gripă periculoasă, trebuie urmate câteva sfaturi ale medicului. Sunt câteva metode simple care pacientul este obligat să le cunoască. În primul rând, toți trebuie să ne vaccinăm împotriva gripei sezoniere. Trebuie să evităm contactul cu omul bolnav. În instituțiile medicale trebuie să îmbrăcăm măștile pentru a preveni riscul de a ne îmbolnăvi. Ne spălăm mai des mâinile, aerisim camera, purtăm mască, când strănutăm sau tușim, trebuie să avem o batistă, adică fiindcă sursa de infecție este pe cale aeriană și să nu ne îmbolnăvim, să nu ne molipsim. Cetățenii din orașul Florești consideră că gripa AH1N1 este o boală foarte periculoasă. Ei se străduie să se apere de infecțiile virale, care bântuie în această perioadă a anului. Ne spălăm mâinile cu săpun, venim acasă, curățim nasul și ne spălăm pe mâini. Este o gripă foarte periculoasă. Mai periculoase sunt urmările acesteia. Mă stăruim mai multe vitamine, în primul rând, de consumat. Și desigur, dacă e posibil, ceapă și usturoi mai mult, că el e tot un antiviral natural. Și cât mai puțini oameni unde nu ne aflăm în unde sunt mulți oameni. În centrul medicilor de familie din orașul Florești au fost vaccinați 2000 de oameni. Printre ei au fost și polițiști, pompieri și medici. Cei din urmă atenționează că în luna februarie se așteaptă un nou val de îmbolnăviri de gripa porcină.